dimineață superbă și însorită azi. Vom încerca acum să mergem spre un loc unde nu există decât o singură intrare, cea oficială, pe la recepție. M-am băgat acum la metrou. Am o zi liberă în timpul săptămânii și Liviu la fel. Ne-am nimerit amândoi și am decis să mergem într-un bloc turn foarte aproape de unde locuiește Liviu. Sper să reușim să putem să și intrăm acolo. El zice că ar fi o firmă la etajul 1 în blocul respectiv, dar o să vedem acum când ajungem. Și uite și un candelabru acolo jos. Da. Hai să încercăm să ne asigurăm să nu facem grăgie, că sunt și de la etajul 1. Slavă Domnului, deocamdată am reușit să intrăm. Sperăm că nu ne vom întâlni cu vreun pasnic. Străzii ne-a spus la intrare că ăștia se pregătesc să dărâme turnul. Eu nu prea cred, ci cred că reamenajează pentru a scoate noi spații de birouri la închiriat. Să vezi ceva superb. Balustrada asta. Da, cum erau la blocuri. Exact. Asta ce are 15. Poate cea mai cunoscută pagină de istorie a zonei industriale Grivița este greva muncitorilor feroviari din timpul Marii Crize, pe 16 februarie 1933. Nemulțumirile ceferiștilor față de condițiile mizerabile de lucru s-au transformat rapid într-o revoltă în toată regula și au dus la ciocniri cu jandarmii, în urma cărora au murit mai multe persoane, printre care și tânărul Vasile Roaită, a cărui imagine a fost folosită apoi de propaganda comunistă. Niște rămășițe de fax sau de imprimantă. Cred că e pentru desen tehnic. Asta ce, Doamne iartă, mai era? Altitude, velocity, light. And down. Just 20 feet. Forward, 9 feet, 2.5 feet, 4.5 down, 5.5 down, 5.5 down, 9 forward, good, 20 feet, 3.5 down, 9 forward.
I present. Under the pipe. 875 feet. That is looking good. Down a half. Pitch forward. 60 seconds. Lights on. Pitch. Down 2.5. Forward. Forward. 30 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Make shadow. 4 forward. Oh, Doamne, ce e aici? În cadavrul unui fotocopiator. Asta cred că e Xerox. Xeroxul jumulit, tastaturi, totul plin de un infern de găinați. Domnișoare vintage și harnice. Să văd dacă găsesc vreun an, ceva, dar nu văd bine că e. Ha, 93. Păi ce caiet superb. Ce am aici, o condică oare? Sachelare constructivă, nume de firme. Probabil că astea sunt niște coduri. Încasări 1995. Inițial, la atelierele Grivița, botezate de comuniști Grivița Roșie, erau reparate locomotivele cu aburi și vagoanele cu patru osii. Apoi, de-a lungul timpului, pe măsură ce compania s-a modernizat, paleta de activități tehnologice s-a extins spre producția de vase și cazane de presiune, dar și spre proiecte la cheie, cum ar fi tratarea apei și energia regenerabilă. Templu Coca-Cola. Cred că ales de la începutul anilor 2000 sticlele alea. Am găsit un extintor acolo, că m-am băgat un pic în spate după biroul ăla și căutam un an să văd, era 93. 93, nu? Da. Dar uite, după lemnul care e pe perete aici, se pare că ăsta e mai proaspăt biroul ăsta. A fost încropit pe, prin anii 2000. Nu? Că se mai vinde lacul pe aici. Păi da, asta zic. Știi? Da, da, dar l-am găsit la cooperativa Blănarilor. Blănarilor. Băi, băiatule, ce e aici? Nici nu știi cum să te bagi. Ce sunt astea de ortac aici? Zici că sunt saltele de la pârnaie, de la ocnă. Ia uite cum arată toate astea. A, uite, și cel care ne-a dat nouă viață ca societate democratică în tinerețe. Au, ce bine. Nu-și băgase bine asta, nu-și băgase bine cureaua. Ia uite cum e stătea. Legea privind stabilirea zilelor sărbătoare legale în care nu se lucrează. Zilele sărbătoare legale în care nu se lucrează sunt 1 și 2 ianuarie,
prima și a doua zi de Paște, 1 mai. De decembrie 25-26. 7-96. Din 96. Din 96. Hai la urmă. Și acum câte avem? Am și uitat câte. Turnul Griro a fost construit în 1968, cu destinație administrativă. Așadar, a prins întreaga suită de cutremure majore. Pe cel din 1977, pe cel din 86 și pe cel din 90. Uite o hartă. Este harta industriei extractive din România. Ia. Sunt niște bucăți. Trebuie să fie din pânză. Este. Nu, e prinsă sub asta. Hai cu multe să. Ia, uite, trage-te acum, trage. Ușor, ușor, ușor. De ce se ridică din aici la tine? Da, este cu sus un... cu jos un... da. Sus un jos. Da, dar lasă că e suficient. Ce am prins aici? Hai să întorc. Așa. Da, harta geografico-economică. Da, arată mai rău decât aia pe care am găsit-o la Aversa. Mai rău, nu? Da, da, da. Uite mă, de-asta de... cum se numește? Uite, ia film. Ba, ia film. Ia film? Mamă, dar nu se mai vede nimic. Nu-mi dau seama ce conține. Nu? Ștampilă? Da, ștampilă. Progres 2. Un nene numit... Ilie Pintilie Stas? Nu știu ce e asta. Uite, astea erau de la... ia filme. Pe care scrie ce? Indicat, securitate, culori, format, nu știu ce. Acolo ce scrie? Studio de dia, nu știu ce, eu am creat. Pune spre cameră, ca să văd. Să fixez, pune spre cameră. Eu am creat. De studio de dia filme, eu am creat. Dia filme? Mhm. Dia filme. Eh, uite că am găsit și un dia film. Opa, ia să vede. Are ceva pe el? Da, uite, se vede invers. Genericul. Studio de a filmi o creangă. Se vede? Evoluția furnarelor. Uite, avem un film de propagandă. Îl luăm pe ăsta. Îl luăm? Da. Uite, are imagini. Da, 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 filme de propagandă. Iar. Deci am mai găsit un diafilm. Încă un diafilm. Dar hai să... să vedem ce e în el. Da. Nu? Hai, de obicei când faci urbex nu trebuie să iei lucruri, dar aici sunt lucruri de care oricum se va alege praful. Așa că vrem să facem o proiecție acasă. Avem filme de propagandă extraordinare, cred că de la Alexandru Sahil. Nu, de la studio, eu în creangă de diafilm. Așa? Cu text, ia, uite, mă, super. Îndoară. Și vom proiecta pe perete la mine acasă. Uite și tot sunt aici. Da, da, dă la masă, da. Nu ne calicim. Construcția mașinilor electrice. Scrie acolo 30 Griro. E hârtie din aia, cum se cheamă? Da, am uitat cum se numește asta, transparentă. Glas. Nu glasă, ia. Glasă. Ce e aici? Hă? Zici că este un ăsta de făcut vin, de făcut țuică, steampunk. Ce e ăsta aici, oroarea asta? Du-te, mă, porumbelul și lasă-mi pace. Ce frumos peisaj de pe UCFR. N-am eu cameră care surprinde toată splendoarea asta. Acolo cred că avem niște sticle cu substanțe chimice. E posibil să fie coloranți. Nu știu exact ce sunt astea pe aici. Amoniac. Da, amoniac.
Centrală industrială de utilaj, tehnologii, chimic și rafinării. București sectorul. Avem piese, desen tehnic, piese. Am că pe asta nu s-a mai uitat nimeni de când a fost pus în sertar. Nu le-a mai mutat nimeni acolo. Zarvă, aspiratoare, imprimante. Deci cu cât urcăm, cu atât ne apropiem de prezent, știi? Da. Pare să de modele HP. Blocul de 15 etaje nu fusese conceput doar ca un stup de birouri, ci includea și spații pentru activități culturale destinate angajaților. Salonul Național de Aeromodele. Nave celebre. Oh, automodele. Asta nu e asta. Cum o cheamă? Bianca Brat? Care a fost manechin? E pe Bianca Brat. Știi care e faza cu asta? Care e faza? M-am uitat la o emisiune făcută de Zaya Fet acum mult timp cu unii care cred că au scris o carte, e mai recentă, legat de ce s-a întâmplat la Revoluție. Și ăsta a fost mesajul codat. A, da? Da. Vorbesc serios. Care a pus planul la bătaie de către securiști. Gen, ăsta era semnalul fix articolul ăsta, că de fapt dacă stai să interpretezi, o să vezi că este destul de codat. Apariția acestei pastile în zilele Revoluției în Scânteia Tineretului a rămas învoluită oarecum în mister până în ziua de azi. Autorul textului, Sorin Preda, nepotul romancierului Marin Preda, s-a apărat de-a lungul anilor zicând ba că a fost o glumă, ba că a apărut din greșeală, în sensul că secretarul de redacție și tehnoredactorul au vrut să acopere o coloană goală din pagină cu un material evergreen din rezerva ziarului. Greu de crezut așa ceva. Vorbim totuși de oficiosul CC al UTC, unde exista un control drastic asupra conținutului. Sunt însă curios dacă existența acestui textuleț pe peretele biroului a fost o șicană strategică. Oare pentru a-i se aminti vreunui coleg de trecutul său de turnător la securitate? Cine știe? Extraordinar. Deci aici erau sculele puse. Nu te senaseră ca să știi unde să pui fiecare sculă. Tare. Da. Chiar. Ce să știi, urși panda. Oribil. 45 a 90. Din 90, vai, dar este oribil desenul. Uite aici. Deci avem echier pentru desen tehnic. Uite acolo un echier mai vechi. Alarma s-a făcut. Asta e lucru din gând. Asta ziceam, iară din echierul ăsta. Deci este un film. Un film? Foto. Un film foto care a fost dus la developer, cred că. Sau nu? Ia, sau nu? Hai să vedem. Este din 28-a 2-a. Nu văd anul, sau nu știu, îmi scap acum. Ideea este că este încă sigilat. Hai, deci o să rup acum. Uite-mă, fotografii de familie. Făcut acasă. Da. În sfragerie la calculator. Ia, vino în lumină. Dă-mi în lumină. Stau oamenii la masă. Se vede? Nu știu, vom vedea. Dacă am dat, e regulă. Da. Ia uite ce sistem avea ușa asta. Zici că e ușa de buncăr. Nu, uite, de închidere. Loc. Ia. Era deja zis.
O, oh, da, am găsit și un safe. Na, ce ai? Nu poți să-l deschizi pe ăsta, poți să-l arunci de aici că tot nu se sparge. Lasă-l de la măsă. Hai să nu facem gălăcie prea mare. Am vrut să fie deschis ăsta. A? Sau pentru că... Lasă-l, lasă-l așa, lasă-l așa, nu mai uita. Ce? Nu, cred că a fost să târască. Unde a fost să fie deschis? Nu, pare că a fost forțat aici, nu? Da. Da, da. Cine știe ce-o fi, dar nu cred că e nimic. Altitude, velocity, light, 8.5 down, 220 feet, 15 forward, 11 forward, coming down nicely, 200 feet, 4.5 down, 5.5 down, within 60 feet, 6.5 down, 5.5 down. După Revoluție, Grivița Roșie și-a schimbat numele în Griro. Compania s-a divizat pe acțiuni, fiind privatizată în 2004. Noile vremuri capitaliste nu au fost însă darnice și cu turnul de birouri, care a început să se golească treptat. În prezent, doar primul etaj găzduiește câteva SRL-uri. Clădirea tronează acum ca un coșciug megalitic peste peisajul dărăpânat al Griviței. Acum, haide, bate palma. Gata, am terminat. Deci cum te simți? Tu știi de când nu doream să intru aici? Când am vrut prima oară să intrăm? Acum un an? Acum un an, cred. Acum un an am încercat să intrăm aici. Dar nu mă așteptam să fie atât de ușor. Eu am venit, am studiat, am dat târcoale, m-am uitat că peste tot era sigilat. În timp ce îi vedeam pe unii și pe alții pe YouTube că apăreau aici. Și nu înțelegeam cum. Unde măsa este intrarea? E foarte mișto clădirea. Da, să merită efectiv să te duci până pe acoperiș. Da, da. Abia acum realizez că ieri, în timp ce exploram clădirea, se împlineau 90 de ani de la Revolta Muncitorească din 1933. Și tot ieri au dezvelit și o plăcuță memorială pe care mă duc acum să o văd. Am impresia că este pe la intrarea principală de la halele Griru.